Numele meu este Teodor și am 10 ani. Cred că am 10 ani. Nu știu exact. De fapt, nu știu mai nimic despre mine. Pot să vă vorbesc doar despre lucrurile pe care le trăiesc. Locuiesc într-o casă cu mai mulți copii cam de-o seamă cu mine. Bine, nu e chiar o casă, e mai degrabă o magherniță, dar e un acoperiș deasupra capului. Avem mai mulți stăpâni, dar dintre toți doar unul e cel mai mare. Își știe toată lumea de frică. Îl cheamă Sabad, stăpânul Sabad. E însurat cu Tantiloneta. Nu știu dacă e chiar însurat cu ea, dar trăiesc împreună. Tantiloneta e singura femeie de aici. La început am strigat-o, mama, dar mi-a tras o palmă peste fund. Dar eu nu m-am lăsat și mai târziu mi-am încercat iar norocul și am strigat-o, mama, dar m-a amenințat că mă rupe în bătaie dacă continui să o mai strig așa. Și atunci am renunțat. Ce era să fac? Dar mi-a părut așa de rău. Am continuat să cocoloșesc cuvântul ăsta curat și frumos, plin de dragoste și iubire, care de atunci înainte nu mai avea niciun fel de însemnătate. L-am îngâiat cu buzele și cu sufletul ori de câte ori mi-a fost mai greu. Dar mi-a părut așa cuvânt frumos și să nu-l pot spune nimănui? Și atunci m-am întrebat, oare câte alte astfel de cuvinte frumoase, minunate chiar, nu s-or pierde în lumea asta mare, în timp ce pentru altele urâte, îngrozitoare chiar, se găsește întotdeauna loc? Cum vă spuneam, eu locuiesc în această casă cu mai mulți copii. Grasul, Bubosul, Tartorul, Ciungul, Negruțul. Le spunem așa după chipul și caracterul lor. Dar dintre toți, doar eu am nume adevărat aici în tabără. M-am trezit într-o dimineață cu el pe buze și am știut că e numele meu adevărat dintr-o altă viață. Pentru că eu știu că nu sunt dintotdeauna aici. Simt că înainte de asta am mai fost ceva curat și frumos mirositor ca un clăbuc de săpun, ceva dulce și gustos ca o prăjitură din vitrină. Însă oricât m-aș trădui să-mi aduc aminte ce-a mai fost înainte, nu reușesc. Eu îmi câștig existența cu mâinile astea fermecate. Desenez portrete și fac tot felul de jumbuș lucruri cu mingiuțele. Nu o să le fac acum că am emoții. Dar oamenilor le place și îmi dau bani. Nu fur. Nu păcălesc pe nimeni, doar încerc să-i distrez. Cum vă spuneam, am mare noroc cu mâinile astea fermecate. Nu știu ce m-aș fi făcut fără ele. Dar ceilalți copii sunt nevoiți să facă tot felul de lucruri pentru a câștiga bănuți. Unii stau cu mâna întinsă, alții cântă, unii fură. Fac și ei orice le poate aduce un bănuț în plus, pentru că stăpânii ne trimit la cerșit, iar dacă nu aducem bani acasă, nu e bine. Nu e bine deloc, e chiar foarte, foarte rău. Am venit azi în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să mă priviți. Nu doar acum, ci de fiecare dată când veți da cu ochii de mine pe stradă, la semafor, în parcuri, pe străzi întunecate. Am venit să vă rog să nu vă speriați de felul în care arăt eu sau ceilalți copii ca mine. La urma urmei, nu vă sperie pe voi atâtea alte lucruri îngrozitoare și întoarceți capul în fața unui copil. Am venit să vă rog să nu vă lăsați îngrețoșați nici de mirosul nostru nu prea plăcut. Dar mai ales, am venit să vă rog să nu vă mai faceți că nu ne vedeți, pentru că dintre toate relele din lume,
Indiferența voastră ne doare cel mai mult. Numele meu este Camelia Cavadia și sunt mama lui Teodor. Nu mama pe care și-o dorește atât de mult în viața lui, ci cea care i-a dat naștere într-o carte. Teodor este doar unul dintre copiii nimănui, nevoit să cerșească pentru a câștiga bunăvoința stăpânului, stăpân ce are drept de viață și de moarte asupra lui. Teodor a fost răpit când era mic, iar de atunci întreaga lui existență s-a transformat într-o luptă, lupta crâncenă a supraviețuirii. Nu știu cum e în cazul dumneavoastră, dar eu când aud cuvântul răpit, mi se strânge sufletul, mi se face ghem de revoltă, de neputință, de disperare. Aproape întotdeauna acest cuvânt este urmat de o altă nenorocire, ceva fatal ce nu mai poate fi reparat. Așa cum a fost și cazul Alexandrei și Luiza, fetele ale căror nume sunt pe buzele noastre ale tuturor. La fel ca Teodor, sunt sute de mii de alți copii în lume. Mai precis, peste 1 milion. Nu spun eu, ci statisticile. Însă Teodor și ceilalți copii ca el nu sunt simple cifre, nu sunt numere, sunt suflete. Sunt copii cu care dăm nas în nas pe stradă, în parcuri, la semafor, pe străzi întunecate, la metrou. De cele mai multe ori când îi vedem, întoarcem capul instinctiv. Ne deranjează să-i vedem, să le suportăm mirosurile, să le ascultăm cântecele penibile de sărbători, să-l vedem mâinile întinse, să le auzim jelaniile. Ne dau o stare proastă, ne strică zenul și atunci preferăm să trecem cu privirea peste ei ca și când nu ar exista. Evităm să-i privim în ochi pentru că, nu-i așa, tristețea lor ne-ar putea afecta și atunci ne protejăm pe noi ca și când dintre ei și noi, adevăratele victime am fi noi. Uităm că indiferent de felul în care a ajuns să arate, indiferent de ceea ce a ajuns să facă, un copil al străzii este tot un copil. Iar copiii au nevoie de dragoste, au nevoie să fie observați, au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie priviți în ochi, chiar dacă peste inocența lor s-a tras o cortină transparentă de sălbăticire. Însă doar privindu-i îi putem ajuta. Știați că în lumea întreagă, mii de cazuri de dispariții de copii au fost rezolvate cu ajutorul voluntarilor. Voluntari care nu au rămas nepăsători atunci când cineva din comunitatea lor a trecut printr-o astfel de tragedie. Voluntari care au sprijinit cu tot ce au putut ei mai mult pentru a ajuta la găsirea acelui copil. Pentru că da, puterea este la noi. Nu întotdeauna, însă de fiecare dată merită încercat. Gândiți-vă că într-o asemenea situație îngrozitoare ar putea fi copilul dumneavoastră. Acei părinți ați putea fi dumneavoastră. Nu v-ar plăcea să fiți ajutați? Oare câți dintre noi ne oprim pe stradă atunci când vedem un copil neajutorat, care pare să aibă nevoie de sprijin? Oare câți ne oprim să-l întrebăm dacă are nevoie de ceva? Prea puțini îndrăznesc să vă răspund. De exemplu, în Anglia s-a realizat un experiment TV menit să testeze atenția și reacția oamenilor față de copii vulnerabili, singuri, care par în dificultate. Astfel, două fetițe au fost lăsate pe două dintre cele mai mari
străzi ale Londrei și au fost observate timp de o oră. Pe parcursul acestei ore, o singură persoană s-a oprit să o întrebe pe una dintre fetițe dacă este totul în regulă. În timp ce alte 616 persoane au trecut nepăsătoare mai departe, ca și când nu le-ar fi văzut, ca și când nu ar fi existat. Oare ce spune asta despre noi? În astfel de cazuri, timpul este cel care face diferența între un copil salvat, readus în sânul familiei, în siguranță și dragoste, și un copil pierdut pentru totdeauna, înghițit în burta unei lumi bolnave. Mii de copii dispar în întreaga lume. Cum vă spuneam mai devreme, 1 milion. Toți acești copii sunt așteptați în fiecare zi de părinții lor să se întoarcă acasă. Iar acești copii trec zi de zi, clipă de clipă, prin chinuri de neimaginat, prin care noi, probabil oamenii mari, nici n-am putea trece. Toți acești copii sunt așteptați de părinții lor acasă. Și indiferent că a trecut o zi, un an, 10 sau 20, părinții îi așteaptă să intre pe ușă și i-ar recunoaște, indiferent de felul în care ar arăta acum, pentru că în tot acest timp și-au imaginat în chipuri și feluri diverse. Aș vrea să vă rog frumos să faceți un exercițiu de imaginație. Poate unii dintre dumneavoastră, poate cei care aveți copii, s-a întâmplat vreodată să vă pierdeți copilul din ochi pentru o fracțiune de secundă. Și pentru o clipă v-ați temut că ați putea să nu-l mai vedeți niciodată. Cu siguranță vă aduceți aminte toată acea vinovăție, disperare, groază pe care le-ați simțit în acele momente. Cred că n-aveți cum să le uitați. Dar vă rog acum să vă aduceți aminte momentul acela de bucurie divină în care v-ați revăzut copilul, fericirea imensă pe care ați simțit-o, în care l-ați putut strânge în brațe, și gândiți-vă că sunt părinți pe lumea asta care nu au mai trăit această bucurie și că din momentul în care și-au pierdut copilul, trăiesc cu această speranță că îl vor putea revedea. Zi de zi de zi, clipă de clipă. Și gândiți-vă că asta pentru ei înseamnă viață, viața de fiecare zi. Teodor a venit în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să-l priviți. Eu am venit să vă rog frumos să vă pese. Pentru că viața nu e despre noi, e despre cei pe care îi putem atinge, e despre cei pe care îi putem salva. Am venit să vă rog frumos să scoateți la lumină tot ce aveți mai frumos, mai vulnerabil, mai sensibil, mai delicat în voi. Am venit să vă rog ca de acum înainte să-l vedeți pe Teodor în toți copiii străzii cu care vă veți întâlni de acum încolo și să vă gândiți că orice copil al străzii are o poveste tristă în spate, că poate un părinte continuă să-l aștepte zi după zi. Am venit să vă rog să nu uitați că în fiecare copil al străzii bate o inimă de copil și că acești copii au nevoie de dragoste, dar mai ales au nevoie de noi toți. După ce am scris această carte, am primit mesaje de la oameni care mă întrebau: bine, am aflat mai multe despre această lume a copiilor dispăruți, dar ce putem să facem? Eu nu am venit să vă ofer soluții, pentru că nu le știu singură, nu le pot afla singură, dar eu cred că împreună, cu toții, am putea să găsim cele mai bune soluții pentru a-i putea ajuta. Ce spuneți? Sunteți alături de mine?